Muzeul Național al Bucovinei anunță continuarea tradiției serilor de rock din Cetatea de Scaun a Sucevei, oferind publicului o experiență unică în cadrul evenimentului Cetatea de Rock a Sucevei. În perioada 23-25 august, Cetatea de Scaun va găzdui 3 zile de concerte electrizante, aducând pe scenă atât trupe renumite, cât și formații emergente din rockul românesc și internațional. În prima zi, pe 23 august, de la ora 19, vor concerta trupele Vandal, Trooper și Iris. În ziua a doua, pe 24 august, tot de la ora 19, vor concerta trupele Wire Numbers, Hellpass și Alternosfera. În ziua a treia, pe 25 august, de la aceeași oră, vor concerta trupele Masterpieces, Metedras și Phil Campbell and the Bastard Sons. Prețul biletului de vizitare al cetății de Scaun a Sucevei este de 20 de lei pentru adulți, 10 lei pentru pensionari și 5 lei pentru elevi și studenți. Biletele se pot achiziționa direct de la Casa Custodelui a Cetății de Scaun a Sucevei în ziua concertelor sau online de pe booktest.com/bilet/cetatea de Scaun a Sucevei.